Astăzi, în a doua zi a Olimpiadei Naționale de Chimie, a avut loc proba practică, cea de laborator, una dintre cele mai atractive, provocatoare și distractive etape ale competiției naționale, atât prin subiectele ingenioase propuse, cât și prin condițiile de desfășurare. Despre condițiile în care cei mai buni 188 de elevi din țară la chimie s-au spus numai cuvinte de laudă la adresa Colegiului Național Decebal din Deva. Noi ne-am pregătit pentru această probă practică. Eu zic că am asigurat condiții foarte bune pentru fiecare elev, aceleași condiții. Ei beneficiază de ustensile de laborator, de cea mai bună calitate, substanțe, li s-au asigurat halate de laborator, ochelari de protecție, au laboratoare, spun eu, de chimie la standarde înalte pentru asemenea concursuri. Proba practică se desfășoară în condiții foarte bune și datorită entuziasmului și tenacității organizatorilor în a asigura condiții excepționale. Totul este nou, pentru copii este o bucurie să lucreze în condiții bune pentru orice probă de chimie se poate imagina. Au primit ochelari, au primit halate, au condiții foarte bune și astea toate se datorează efortului organizatorilor din Deva și în special de la Colegiul Național Decebal, pentru care încă o dată le mulțumim din suflet, pentru că este o olimpiadă care decurge în condiții foarte, foarte bune. Mâine, 5 aprilie, elevii și profesorii participanți au o zi de mai bună cunoaștere a patrimoniului istoric al județului în cadrul unei excursii propuse de organizatori. Joi, 6 aprilie, are loc selecționarea lotului național lărgit de chimie în vederea pregătirii și selecției echipelor care vor participa la etapa internațională a olimpiadei. Iar vineri, 7 aprilie, cei mai meritoși dintre participanți vor fi distinși cu premii și mențiuni oferite de Ministerul Educației, precum și cu premii speciale din partea organizatorilor în cadrul festivității de premiere a concursului care se va desfășura la Teatrul de Artă din Deva, începând cu ora 10.